Criza generată de războiul din Ucraina în domeniul energiei și resurselor naturale obligă Europa să găsească soluții pentru a scăpa de dependența de Rusia, astfel că în România controversata lege offshore pentru gazele din Marea Neagră va fi depusă săptămâna aceasta în Parlament. Anunțul a fost făcut de președintele socialdemocraților Marcel Ciolacu, care a precizat că va avea loc și o discuție în cadrul coaliției de guvernare pentru a valida acest proiect. În Marea Neagră românească există zăcăminte de gaze estimate de Agenția Națională de Resurse Minerale la aproximativ 200 de miliarde de metri cubi. Cu toate că deținem această bogăție, extragem aproximativ 11 miliarde de metri cubi de gaze anual, situație cauzată de blocarea legii offshore, adoptată în 2018 într-o formă care a dus la reticența investitorilor și la suspendarea proiectelor pentru că ar fi favorizat interesele rusești de pe piața energiei. Formă pe care actuala guvernare încearcă să o îmbunătățească, însă cu o serie de amânări. Întrebat de ce legea offshore nu a fost încă depusă la Parlament, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a spus că ministrul energiei, Virgil Popescu, nu este în țară. Pentru că domnul Virgil Popescu este plecat din România, mâine dimineață la ora 9 vom avea o nouă întâlnire cu premierul și, cum am promis, împreună cu domnul prim-ministru și domnul președinte Kelemen Hunor, în această săptămână, legea offshore va fi depusă. Marcel Ciolacu a precizat că va fi un proiect din care statul român va câștiga. Este normal să încurajăm această investiție și vom veni cu un proiect în care statul român va câștiga. Proporția va fi de 60% la 40%, a explicat liderul PSD. Vicepremierul Kelemen Hunor a precizat că exploatarea gazelor din Marea Neagră ar putea începe în 2026. Până în 2026, noi mai trebuie să rezolvăm o grămadă de probleme de infrastructură, trebuie să rezolvăm consumul intern, dacă vrem într-adevăr să avem și produse cu valoare adăugată, cu industria petrochimică. Trebuie gândită ce investitori vom atrage în această perioadă de până 2025-2026, fiindcă această cantitate, dacă nu ai unde să folosești în interiorul României, e sigur că vinzi pe bursă, poate că n-ai ce face. Poate combinat de îngrășăminte. Că, da, vorbim de azomureș, vorbim de alte locații.